În 10 minute noi aici discutăm o chestiune care are un impact enorm asupra oamenilor din afara acestei clădiri. Sunt de acord cu toții că în ultimele săptămâni s-a simțit un haos într-o chestiune care trebuia explicată cu subiect și predicat, explicată 7 ori, nu cu o fostă președinte de la Casa de Pensii, nu cu cine este președinte în Casa de Pensii, trebuia explicat de factorul decizional ori de câte ori era nevoie. O serie de oameni care au fost în grup, nevăzătorii să întreabă, mă caută pe mine, vă caută, cred, pe 3/4 dintre dumneavoastră, aveți treabă cu subiectul, vă caută disperați, ceea ce vă arată ceva. Importante subiecte de reformă anunțat de atâția ani și care urma să fie dezbătut și care trebuia să fie un subiect de claritate pentru toți pensionarii, a ajuns haos și o teamă, unul la mână că mințiți și nu sunt bani și tot n-ați clarificat această chestiune, doi la mână pentru că sunt o serie de lucruri pe care n-ați avut curaj să spuneți oamenilor, bune sau rele cum sunt, de ce le faceți și ce consecințe vor avea. Eu cred că avem o problemă în acest moment de neseriozitate pe un subiect care trebuia să fie Biblia, cel mai clar dintre subiectele dezbătute de această coaliție care are toată forța politică și televizor și să clarifice în presă și să iasă de câte ori este nevoie să lămurească oamenii.